Satul Bâcleș a intrat în carantină de astăzi de la ora 12 pentru o perioadă de 14 zile. Rata de incidență cumulativă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 a ajuns la 12,09 la 1000 de locuitori. Este cea mai afectată localitate la nivelul județului Mehedinți. Al treilea val de pandemie lovește profund satul Bâcleș. Această zonă a județului Mehedinți a primit aviz favorabil pentru carantinare, după ce la centrul pentru bătrâni din localitate au fost depistat un focar de COVID-19. În prezent, rata de incidență a ajuns la 12,09 la 1000 de locuitori. Ca urmare a analizei de risc efectuată de către Direcția de Sănătate Publică Mehedinți și avizului Institutului Național de Sănătate Publică, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Mehedinți a adoptat marți 30 martie, în ședință extraordinară, hotărârea prin care s-a propus carantinarea satului Bâcleș, aparținător comunei Mehedințene Bâcleș. Măsura carantinării se instituie începând de astăzi, 1 aprilie, de la ora 12 pentru 14 zile. Este a treia localitate carantinată în județul Mehedinți în al treilea val de pandemie. Intrările și ieșirile vor fi strict interzise prin alte căi de acces decât cele deschise circulației publice, iar polițiștii vor forma filtre de control. Cine vrea să intre sau să iasă trebuie să justifice călătoria cu declarație pe proprie răspundere sau cu adeverință de la angajator.